bugetar. Mă bucur să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră, pe locul unui deputat, Laurențiu Leureanu, la ședința de consiliere a Consiliului Local a Comunei Moldoveni, la depunerea jurământului din partea domnilor consilieri și la depunerea jurământului din partea domnului primar nou ales. Adică din nou ales. O să procedăm. Domnul decan de vârstă e... Domnul Moisei. Așa, doar să rog doamna secretar să avem toată oaia de parcurs a ședinței de astăzi. Dacă ați trecut cu timpul, atunci rămânem în picioare să ascultăm. Da? Marcel, Pușcașu Corina, Scorțanu Tatian Stelian, Bontaș Constantin Mirel, Vieru Mihai, Cernei Vasile Câmpanu Ioan. Acești consilieri locali au fost declarați aleși prin certificatul dobitor pentru atribuirea mandatelor. Se invalidează mandatul de consilier al domnului Bîrjoveanu Marcel Ioan, având în vedere că domnul primar a optat pentru mandatul de primar. În ordinea alfabetică, sau cum i-am zis la secretar, să le dăm strigare și să le spunem și Bălăiță Mihai. Da, cum ați pregătit la asta? Cum ați pregătit la asta? Cum ați pregătit la asta? Dar jurăm, ce îți spune numai? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă cu semnele și cu ceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Moldoveni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier! Semnăm aici sau nu? Da, da, în două exemplare, domnul consilier. Mulțumesc,
Se pregătește domnul cu camino? Și tot am un reprezentant din Mireu. Consilier local al comunei Moldoveni de Bîrjoveanu, nu am consultat cu prevederile de articolul 57.2009, primind codul administrativ, modificările și comitetele ulterioare de bunul notul din domnul. Tot se referă cu notificarea și legea de țări, se poate cu bună și cum sunt tot ceea ce stă în interes cu cinerea mea pentru bine locuitorul comunei Moldoveni. Așa să ne ajutăm. Felicitări, tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru bine locuitorii comunei Moldoveni. Așa să-mi ajută Dumnezeu. Felicitări, mulțumesc! Domnul consilier, pentru binele locuitorilor comunei Moldoveni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul viceprimar. Domnul Harici Adrian Marcel. Da. Felicitări, domnul Harici. Cu jurământ și dosarul la dumneavoastră. Da. Dosarul comisiei să noi. Domnul Harici. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în putere, puterile și priceperea mea, pentru bine de locuitorul comunei Moldoveni. Așa să-mi rog pe Dumnezeu. Semnat? Semnat? Da, 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 da.
Și domnul Ion Mihar. Unde este adina voastră? O să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Moldoveni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Actualizată și articolul 149 din nou e 57/2019 actualizată, validează alegerea funcția de primar a Comunei Moldoveni a județului Neamț pe domnul Bîrjoveanu Marcel Ioan. Bravo! Vă invităm să depunem jurământul. Haideți să ne ridicăm cu toții. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Moldoveni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Fericită! Vă rog să semnați. Să rugăm pe doamna secretară să vă primarul vechi cu primarul nou, vreau să fie un nou început al unor realizări noi. Avem noi în campanie, ne-am propus așa, ca obiect principal, să realizăm alimentarea cu gaz metan a localității. Și asta vreau să ne rămână ca și crez al realizărilor principale pentru noul mandat. În rest, vreau să vă asigur că aveți toată considerația mea. Consiliul local nu este foarte schimbat, un consiliu minunat și vă felicit pe toți că faceți parte din el. Sper să colaborăm foarte bine, cum am colaborat și până acum, pentru a aduce bunăstare locuitorilor comunii noastre. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți pentru localitate și succes în activitate. Domnul decan de vârstă, care oficial stă și președinte de ședință, o să vă rog să-mi permite și mie și domnului deputat Leoreanu să adresăm câteva mesaje, gânduri Consiliului Local și dacă mai sunt din Consiliul Local care vor să ia cuvântul. Cuvântul da. Domnului prefect și mie să spunem câteva cuvinte. Da. Mulțumim, domnul președinte. Nu-i problemă. Felicitări tuturor colegilor consilieri locali, doamnei consilieri locali. Felicitări domnului primar pentru rezultate. Rezultate deosebite. Am văzut mai devreme lista aleșilor consilieri locali. Numărul de voturi pe care domnul primar le-a obținut la a patrulea mandat, în care intră începând de astăzi. Și nu pot decât să zic că ați făcut lucruri bune, sunteți oameni cu toții
deopotrivă și în contextul domnul primar, deosebiți, care ați fost respectați, sunteți respectați de concetățenii dumneavoastră din localitatea Moldoveni și apreciați deopotrivă, pentru că rar vezi un consiliu local cu oameni gospodari, cu oameni frumoși, cu un primar inimos în frunte, care să aibă atâta susținere populară, cum ați avut dumneavoastră în comuna Moldoveni, ceea ce înseamnă că la dumneavoastră unitatea, folosind schimbința și inima și gândul bun, au primat întotdeauna și de asta și oamenii v-au îndrăgit, vă iubesc și vă apreciază. Aveți un al patrulea mandat, domnule primar, care sper și îmi doresc să fie cu realizări. Aveți în mine un prieten de nădejde oricând, aveți în domnul deputat Oreanu la fel un prieten de nădejde oricând, mai ales că ne leagă și vă leagă o prietenie construită în ani și ani de zile, atât în administrație cât și în privat, ca să zic, și vom fi alături de dumneavoastră, fie că vorbim de proiecte de raportare rețea gaz, fie că vorbim de alte proiecte care dumneavoastră, prin Consiliul Local, le aveți în vedere în mandatul 2020-2024. Vom fi 100% alături de dumneavoastră și vom sprijini și ajuta cu orice este nevoie ca aceste proiecte despre care dumneavoastră ați amintit, începând cu gazul și terminând cu alte proiecte, să devină realitate și să fie implementate în comuna dumneavoastră. Sunt, și o să vă spun și domnul deputat, peste 80 de miliarde de euro fonduri europene în 2021-2027 și e mare, mare păcat ca noi, județul Neamț, Moldoveniu sau alte comunități, să nu atragem aceste investiții, acești bani europeni sau bani guvernamentali înspre județul Neamț, spre comuna Moldoveni, mai ales că până pe 17 decembrie și deadline-ul pe fonduri europene să depuneți proiectul pentru gaz. Tot ceea ce ține de noi, vom fi alături de noastră și de Consiliul Local pentru ca aceste proiecte să devină realitate și să le implementați. Succes în nou mandat, succes domnule primar și felicitări pentru tot ce ați făcut. Domnule primar, vă rog să ascultați cuvintele mele. Vă rog să-mi permiteți și mie să adresez un cuvânt la început de mandat Consiliului Local și primarului nou ales. Vă felicit pe toți deopotrivă pentru rezultatele obținute. Faptul că aveți o încredere acordată într-un mod cu totul și cu totul majoritar din partea populației nu poate decât să confirme că acest Consiliu Local, în marea lui majoritate aceeași, a confirmat așteptările cetățenilor din comuna Moldoveni. Mesajul meu la dumneavoastră va fi unul cu totul diferit față de mesajele pe care le-am transmis la celelalte comune. Acolo unde sunt foarte mulți consilieri noi sau structura Consiliului Local e mult diferită, pentru că aici deja este o echipă consolidată, o echipă implicată și dedicată intereselor comunei Moldoveni. Vă felicit pe toți și vă urez mult succes. Domnule primar, vă rog să-mi permiteți să vă felicit pentru obținerea celui de-al patrulea mandat, nu că aș fi avut vreo emoție, nu că aș fi avut un singur moment o clipă de a gândi dacă și cum. Știam că cei din comuna Moldoveni vă respectă, vă iubesc și au încredere în dumneavoastră. Această încredere nu vine de nicăieri, ci vine din o atitudine responsabilă și dedicată comunei. Așa ca și până acum vreau să aveți siguranța, dar în același timp și credința că veți avea în mine un prieten, un partener. Încă o dată ați etalat proiectul gând și fapt pentru comuna Moldoveni, gazul metan. Vom fi alături în îndeplinirea acestuia, pentru că toate celelalte sunt proiecte importante pentru comună, dar acesta este unul determinant și mai greu de realizat, dar vă spun că vă voi fi alături împreună cu domnul prefect, colegii mei parlamentari. Cu această ocazie vă aduc și salutul președintelui filialii PNL Neamț, domnului deputat Mugur Cosmanciu, colegul și prietenul meu din Camera Deputaților, care din pricini obiective n-a putut fi astăzi aici, dar suntem noi și transmitem mesajul de unitate, de colaborare. 4 ani de zile nu vom mai avea alegeri. Deci va fi timp pentru a consolida relațiile intercomunitare, va fi timp pentru a pregăti cei 7 ani, 2021-2027, de atragere de fonduri europene pentru dezvoltarea comunei.
Știu că aici mereu Consiliul Local a fost un for lucrativ, implicat și dedicat comunei. Sunt convins că așa va fi și în continuare. Vă felicit pentru vot, pentru experiența dobândită și pentru determinarea pe care o veți avea ca împreună Comuna Moldoveni să meargă pe un drum al dezvoltării, așa cum a mers și în prezent, dar acum avem o oportunitate, pentru că suma de bani alocată în România este o sumă istorică, așa cum spunea domnul prefect, 80 de miliarde de euro. În această lună se vor pune la punct și toate axele și direcțiile de atragere de fonduri, după ce a fost stabilită suma și principalele domenii, astfel încât să puteți gândi pragmatic în viziunea de dezvoltare a Comunii Moldoveni, proiecte importante pentru comunitatea dumneavoastră. Vă felicit pe toți, vă urez mult succes, sănătate, implicare, dezvoltare și nu uitați, se știe deja în Comuna Moldoveni, aveți în mine, în domnul prefect, prieteni care cu adevărat vă sunt alături și la greu, dar și la mine. Doamne ajută și vă mulțumesc! Da, domnul primar, dacă nu mai sunt alte intervenții sau dacă colegi consilieri... Dacă sunt consilieri care vor să intervină, dacă nu e nimeni care să mai intervină ședința de astăzi, după validarea răspunsului ordinul prefectului cu privire la legala constituirea Consiliului Local, după care vă intrați în atribuții Consiliului Local, dezbateți, să vă zice primar, comisie de specialitate, etc., intrați într-o ordine normală. Mulțumesc tuturor de participare, Doamne ajută, la început de drum, gânduri bune, spor și multe realizări. Mulțumesc frumos! Mulțumesc!